Bine v-am găsit. Voi face etalarea pentru luni 28. Cineva mi-a spus că sunt negativă comparativ cu alte persoane. Păi eu îmi spun decât ce iese. Dacă iese la mine negativ, vă uitați în altă parte unde vă spune frumos ce spune nu știu care înger. Și trage la sorți un înger și, sau un număr, când numerologia nu reprezintă a trage un număr și a spune, căutați voi ce reprezintă numărul 55. Nu există numărul 55. Cum îl găsiți? Vedeți? Deci eu nu mi-am bătut joc. Dacă nu vă place, nu vă uitați. Și am terminat comentariile. Nu pot să spun la 9 de spade că reprezintă o frumusețe. E ceva nemaipomenit. Când este un aspect foarte negativ. Adică eu n-am spus ce scrie în cărți. Dar Dan Săracu spunea clar, trimite la popă. Deci, ce vine am la lucrul ăsta? Bun. Deci voi face etalarea pentru luni. Săptămâna viitoare este o săptămână marcată în primul rând de un care un T cu planeta Ansă, deci în vârful ei este centrat pe Uranus. Uranus, nonconformistul, rebelul, dar se află într-o casă a doua, dacă luăm în ordine după berbec, Taur, 2. Taurul reprezintă finanțe, reprezintă bănci, dar casa a doua reprezintă resurse materiale. Întotdeauna această echilibrare, o să vedeți în horoscop, se poate face și runele, da? Se poate face în casa opusă. Casa opusă Taurului este Scorpionul. Fiecare zodie a primit acolo ce reprezintă casa în care poate să-și echilibreze această tensiune care este pe resurse, pe bani, să-și echilibreze într-o casă unde poate să reverse dragoste, pasiune, iubire. Deci, contrarul stării de nervozitate care este legată de resurse. Să începem așa cum trebuie acum, cu soarele în rac, deci racul. Un prieten loial pe care vreți să vă bazați, dar totuși trebuie să vă folosiți această forță, uitați-vă, este vorba de un proces pentru unii dintre voi, de un răspuns din partea justiției, de o recoltare din partea justiției și această arcană majoră, forța, reprezintă o mobilizare totală, trup și suflet, pentru a lupta într-o situație pe care o aveți voi alături de un prieten, fiindcă aici aveți totuși un prieten loial, un cățel. Ăsta este prietenul și asta este Gera, runa justiției. Le voi pune așa. Pentru lei, lei au în primul rând un aspect pe un sfat. Un sfat pe care îl primiți din partea unei persoane care pare să fie o persoană cu mai multă experiență. Zicem întotdeauna o persoană în vârstă, dar nu neapărat o persoană în vârstă, poate să aibă mai multă experiență sau poate să dea un sfat înțelept. Deci eu vă zic un sfat înțelept de la o persoană cu experiență. Și treiul de cupe, am zice, o distracție, o petrecere, o reuniune la care luați parte, dar și această rună care arată totuși Eolh este considerată o rună norocoasă. Fiind într-o poziție răsturnată, este o atenționare
sunteți vulnerabili în fața unor persoane care încearcă să vă înșele, să vă păcălească. Este bine să refuzați întâlnirea cu aceste persoane, este bine să nu acceptați oferte dacă nu sunt oferte stabile, serioase, deci trebuie să analizați foarte bine această situație, fiindcă într-o formă sau alta voi sunteți vulnerabili în fața unor persoane care vă cunosc vulnerabilitatea și va încerca să o exploateze. Așa cum am spus întotdeauna, această vulnerabilitate, din propria experiență, pot să spun acum că dacă vă grăbiți să vă atingeți un scop, ajungeți pe mâna șarlatanilor, așa cum este Gabi. Mergem mai departe la fecioare. Fecioarele au întotdeauna rotesc așa, dacă ați observat, sau numai așa, când nu am ce să fac. O problemă de sănătate fecioarele, fiindcă arborele asta reprezintă o problemă de sănătate, o grijă. Deci nu reprezintă cum este securea, chiar tăiere, deci aia se consideră că este, cum să spun, cu un obiect ascuțit, ar putea considera și o operație. Aici nu, poate să fie considerată o problemă de sănătate generală. Și aveți o confruntare cu cineva. Poate mergeți la un medic, unii dintre voi, și acest medic își dă seama că aveți ceva care nu poate fi determinat foarte ușor, identificat, decât după o serie mai mare, un set mai complet de analize, să zicem. Și în situația asta aveți o dispută. De ce să fac atâtea analize când mie mi se pare că am numai problema asta de sănătate? Și din cauza aceasta apare și această situație cu disputa și un lucru ascuns. Un secret. Un secret care s-ar putea să vă aducă dezamăgire. Deci acest secret este, poate să fie un aspect ascuns legat de sănătatea voastră. Nu un secret că îl ține medicul. Cineva mi-a spus, păi ce doctoriță, am ține un secret mi față de mine? Nu e vorba de așa ceva, e vorba de trebuie să stabilească un diagnostic precis. Și poate că acolo scapă ceva. Fiindcă ați văzut că s-a mai întâmplat lucrul ăsta și la case mai mari. Un diagnostic care nu precizează corect, trebuie să faci o grămadă de analize și poate să fie o problemă care rămâne ascunsă. Este greu de depistat. Pentru balanțe, bani pe care îi pierdeți. Fiindcă aveți un 5 de pentagrame, sunt bani pe care îi pierdeți. Cumva pierdeți acești bani, deci eu dacă merg în continuare așa, tot la fel rămânea, trebuia neapărat să dau în poziția asta. Tirul arată la fel o persoană lipsită de loialitate, o persoană care nu cunoaște ce înseamnă corectitudinea și încearcă să vă minte, să vă înșele, sau voi considerați că vă luptați cu o singură persoană, dar de fapt este un grup de persoane care se implică în această situație. Cam aceasta ar fi în această pierdere de bani. Deci am zice bani pe care îi pierdeți cumva. Pentru Scorpion, o discuție, discutați la telefon cu un 7 de cupe. Deci o discuție în care vă amăgiți singuri. Singuri spuneți anumite lucruri care nu sunt adevărate. Este un fel de fata morgana după care alergați.
Aceasta ar reprezenta 7 de cupe și o discuție la telefon, foarte multe povești discutate, aspecte, dar nu vă dați seama că de fapt aveți o relație care se răcește, o relație care nu se permanentizează, dar în același timp uruz răsturnat poate să dea o cădere de vitalitate, de energie, o stare dificilă, deci în general o stare proastă în care ați fost poate prea solicitați din cauza unor evenimente și această cădere de energie va duce o situație dificilă, o scădere a vitalității. Poate că este mult mai bine să lăsați să treacă o perioadă de timp și să nu vă mai ocupați de această situație cu această amăgire pe care o aveți. Pentru săgetători, vă doriți noroc, soare, căldură, fericire, strălucire. Deci este un aspect foarte benefic, dar ăsta este răsturnat. Și atunci nu pot să spun decât ceea ce reprezintă. Este Eichvaz, este o rună care este specifică arborului de tisă și nu este o rună negativă, este o rună pe care puteți să o chemați în sprijinul vostru, dar trebuie să fiți corecți, fiindcă ea vă atenționează numai prin corectitudine, fermitate și perseverență puteți schimba o situație negativă pe care o aveți într-o situație pozitivă. Acesta ar fi aspectul și această dorință a voastră să aveți noroc. Deci puteți să aveți noroc, să sperați la noroc, numai dacă sunteți corecți, fermi și prevăzători. Săgetătorii, da? Capricornii, o scrisoare care va duce la cunoștință ori faptul că datorați bani, ori aveți o rună foarte bună, Gifu, ori trebuie să achitați o datorie. Deci este un aspect pe bani în această scrisoare pe care o primiți, bani pe care trebuie să îi înapoiați sau să achitați anumite plăți și trebuie să faceți economii. Cam asta reprezintă, că trebuie să țineți de bani. Voi capricornii chiar nu cheltuiți foarte mulți bani și chiar vă place să aveți economii pentru a-i ajuta pe ceilalți. Și aici avem Gifu, care arată daruri sentimentale, daruri materiale, o stare foarte benefică pentru voi, capricorni. Pentru capricorni a fost, da? Deci am avut rac, leu, fecioară, balanț, scorpion, săgetător, capricorn. Bun, asta este vărsător. Vărsătorii aveți, uitați, acum eu am vreo vină. Securea. Căutați și voi ce reprezintă la Lenormand. Oracolul Lenormand. Este accident, este operație, este o tăietură, deci este ceva care vă afectează sănătatea. Căutați ce înseamnă la tarot spada. Spada reprezintă rațiune, reprezintă dorința de a impune rațiunea, reprezintă dorința de a avea în ajutorul vostru spada cu balanța, cea care îi pedepsește cu spada, nu spada pedepsește pe cei, cum să spun, incorecți,
să zicem așa simplu, și îi ajută pe ceilalți. Deci spada. Și Isa, care întărește și mai mult această situație, este un aspect pe înghețare, obstacole, deci totul este înghețat, orice ați încerca să faceți, vă opriți în obstacole, întârzieri, probleme, dificultăți, este greu de depășit această situație. Deci, acesta ar fi pentru vărsători. Pentru pești, peștii au pentru luni discuții, noutăți. Noutăți care vi-l aduc pe nied în picioare, într-o poziție, dar este răbdarea. Nied înseamnă răbdarea. Noutatea este că vi se spune că aveți o șansă să faceți o alegere. Nu fiecare om, dacă aude de o alegere, consideră că îi se dă o șansă, că are dreptul să aleagă. Este altceva să alegi, altceva este să ți se impună. Asta faci. Și atunci considerați că este benefic. Aveți aici îndrăgostiții, care reprezintă gemenii, de fapt, și este o alegere, o alegere destul de dificilă pe care trebuie să o faceți. Fiindcă sunt două drumuri opuse. Și asta este explicația dată în general pentru arcană. Două drumuri opuse reprezintă viciu și virtutea. Două drumuri opuse poate să reprezintă să lucrați într-un birou sau să lucrați în celălalt birou. Într-un birou știți că vă înțelegeți, în celălalt sperați să vă înțelegeți. Și voi trebuie să alegeți. Trebuie să aveți răbdare, dar întotdeauna la această noutate și cu nied, imaginați-vă că nu totul va veni așa foarte frumos, alegeți-vă și gata. Nu, vă trece cumva abisul. Vă gândiți dacă sunt mutată obligatoriu, dacă sunt trimisă obligatoriu din București să muncesc la satul mare și eu am familia în București. Deci, aspecte de genul ăsta. Sunt cu acest nied care spune aveți răbdare, sunteți trecuți efectiv abisul, adică energii, emoții foarte puternice, dar totuși puteți să vă mobilizați trup și suflet pentru a face această alegere cât mai bună. Așa le văd eu. Cei care scriu foarte urât, am vaga impresie și nu cred că greșesc, sunt legați de cei care fludează acest canal. Și pot să le spun foarte urât din partea lor, mă și înjură. Și o să le dau și lor în cărți imediat. Deci să-i cunoaștem mai bine. Secret, un secret legat de o călătorie. O călătorie care, să știți că este benefică pentru berbeci. Deci aici avem berbeci. Berbeci au un secret, dar și o generozitate. Generozitatea lor sau altei persoane. O călătorie care aduce generozitate, înțelepciune, o stare de bine. O călătorie benefică cu rezultate bune. Pentru tauri, taurii au o schimbare,
o schimbare care este legată de un prinț de cupe. O schimbare, eu știu, în atitudine, o schimbare de loc de muncă, o schimbare de locuință. Această schimbare va fi și întărită de Daeg, care reprezintă o schimbare lentă, stabilă și benefică, care va veni în viața voastră. Poate prin atitudinea care poate să-și o schimbe acest prinț de cupe. El întotdeauna are aspectul pe pești și este un fel de curtezan. Poate să schimbe această atitudine și să aveți situații benefice în relația voastră, dacă aveți o relație cu un pește. Gemenii, și de data asta sunt ultimii gemenii, gemenii au soarele, dorință de fericire și de abundență, de bani pe care puteți să-i primiți, dar mare atenție cu turisaz, bani pe care puteți să-i primiți și să-i folosiți pentru o locuință. Poate să reprezinte o schimbare la locul de muncă, să plecați într-o altă zonă, să lucrați undeva sau să vi se schimbe salariul. Ceva este benefic pentru voi și cu o mărire de salariu care vă permite să investiți într-o locuință, să vă aducă fericirea, dar mare atenție am spus la turisaz, fiindcă aveți o informație, o informație pe care nu o luați în seamă și s-ar putea ca de acum încolo ceea ce întreprindeți voi să fie un fel de hazard, să mergeți deci din greșeală în greșeală prin faptul că luați toate deciziile prin gândirea voastră, să vină totul de la voi. Este nu firesc lucrul ăsta, dar neavând informațiile necesare, fiindcă voi le refuzați, atunci este o situație dificilă. Deci trebuie să vă opriți și înainte de a face această investiție, să vă informați foarte bine la persoane calificate. Dacă investiți într-o casă, să căutați, eu știu, persoane care se ocupă de aceste lucruri și sunt corecte, adică să nu luați numai o informație și atât, să căutați două, trei informații astfel încât să vă documentați mai bine și pe urmă să luați o decizie. Acesta ar fi aspectul pentru voi. Fiindcă altfel ați putea să dați într-adevăr de o doamnă Gabi. Haideți să vedem pentru personajele de poveste. Pentru domnul comandant. O femeie vă trădează. O femeie vine și bârfește despre voi. O femeie vă minte, vă întinde capcane. Domnul comandant, deci sfatul la această rună este, dacă puteți, ieșiți din ce v-ați băgat și, bineînțeles, observați și acționați în situația dată. Aveți ehvaz care dă o schimbare, o schimbare care nu este tocmai bună, o schimbare care nu e benefică pentru voi. Să vedem pe Gabi, Olga. În societate ea arată dragoste, arată o stare de beatitudine și cu acest aspect vrea să câștige, fiindcă este o rună câștigătoare, sigel. Deci, arătând în societate, vorbim de societate, de grădină, de relații sociale, arată această stare de beatitudine, de fericire, de iubire, îi iubește pe toți. Deci revarsă această iubire pentru toată lumea, vrea să câștige, dar în același timp trebuie să se ocupe de sănătate. Și am citit un sfat, nu spun de la cine este, fiindcă era sfatul dat pentru mine,
Sunt oameni care nu cred nici în Dumnezeu și Dumnezeu este decât cu ei, este Dumnezeul hoților, așa este considerat. Deci sunt extrem de perverși. Să vedem pentru mari afaceriști ai zonei care investesc aici în imobiliar cu multă brutalitate. Domnul Păun are un contract, un contract care să-i aducă o inițiativă să se dezvolte cât mai mult, astfel încât să-i aducă bani, să-i aducă o dezvoltare chiar și pe internet. Dar are o rună care este, nu e prea bună, Manaz, este o rună a omeniei. Ei bine, nu are în jurul lui oameni cu acest caracter, să zicem, omenia. Ei sunt oameni dispuși să înșele, lipsiți de loialitate, iar el poate să considere că se luptă cu o singură persoană și, de fapt, să fie înconjurat de mai multe persoane care se implică în povestea aceasta. Pentru Țariuc, care deja construiește case, o ceartă, o ceartă urâtă. El speră să se rezolve totul, să fie frumos, plăcut, ca înainte, cum se distrau ei, să primească un sfat bun. Deci această ceartă, în această ceartă, de fapt, va primi un sfat bun, un sfat pe care ar trebui să-l ia în considerație, fiindcă este un sfat dat din experiență, este ansus, care reprezintă vorbire și este un sfat care poate să-i aducă o situație benefică, o rezolvare a unei situații, o deschidere spre onestitate. Deci este un sfat nepărtinitor, salvator, am zice, prin care poate să-și rezolve o situație. Este un sfat lipsit de viclenie. În această ceartă, deci asta veți primi. Pentru Avram, Avram este acasă și se ascunde, fiindcă eremitul, așa cum am spus, după mai mulți, reprezintă și o persoană care știe că acum este bine să tacă, să nu vorbească, să asculte și să gândească ce are de făcut, astfel încât Ing poate să-i ofere o schimbare, dar în primul rând îl ajută să încheie o situație, să încheie o afacere, un proiect, ceva, cu beneficii și să-și aducă o schimbare în viață, o schimbare bună în familie, în cămin, în casa lui, această schimbare poate să fie, iar el să se retragă și să devină un fel de eremit, fără să se mai implice în niște probleme care poate că nu-l privesc. Cei care fludează, domnul Cică, manipulează, dar au o regină de bâte, un aspect pe berbec, care poate să protejeze, dar poate să fie și o situație din familie. Este un aspect în familia voastră, o situație nefericită, o despărțire chiar, sau poate să reprezinte o veste negativă pe care o primiți din partea familiei, din partea unei regine de bâte. Chiar dacă aveți această manipulare, poate să reprezinte și o situație care, pe care ați vrea să o manipulați. Sunt convinsă. Pentru domnul Moldoveanu, care la fel este un mare afacerist aici, are o realizare socială,
o împăcare cu cineva, se împacă cu cineva, să vedem ce iese. Fehu, care este într-o poziție culcată, răsturnată, totuși această relație nu merge, nu este o relație care să meargă spre permanentizare și s-ar părea că nu veți mai acumula cine știe ce bani în această situație, cu toate că aveți această reușită socială. Pentru Dan Piroman, care a luat astăzi masa cu Gabi, și să știți că chiar s-au întâlnit la biserica de pe Teiuș și au spălat amărâta asta de stradă, care nici nu este trecută corect pe harta Google. Au spălat-o de vreo 6 ori, să nu cumva să se lipească ceva de domnul comandant. Deci aveți aici un bărbat care vine și vă anunță că ceva s-a sfârșit, ceva s-a încheiat. De acum încolo nu veți putea să mai faceți ce ați făcut până acum, va trebui să faceți altceva. Vă comunică acest scorpion și o pierdere de bani, o pierdere de bunuri. Aceasta reprezintă hotel. Deci, cam acestea ar fi pentru luni. Pentru cei care urmăriți, pentru că vă interesează, vă doresc o zi frumoasă, însorită și cu împliniri. Pentru cei care aveți multe păcate din organizația asta, din personajele de poveste, eu vă doresc să fiți corecți.